Printre cazurile de dispariție de la domiciliu semnalate de poliție se numără o femeie în vârstă de 82 de ani din comuna Putna, Fevronia Simota. La 30 martie, femeia a plecat la piața agroalimentară din Putna și nu s-a mai întors acasă. Bătrâna are 1,60 m înălțime, constituție robustă, păr cărunt și ochi căprui, iar la momentul dispariției era îmbrăcată cu o fustă de culoare verde, cu un cojoc din piele de culoare cafenie și era încălțată cu cizme de culoare neagră. Pe 5 aprilie, la ora 16, a dispărut de la domiciliul din Rădăuți Florin Mihai Istrătoaie, un minor în vârstă de 17 ani. În momentul plecării de la domiciliu, minorul era îmbrăcat cu o geacă de culoare gri, o pereche de pantaloni de training de culoare gri și era încălțat cu o pereche de pantofi de culoare neagră. Adolescentul are înălțime aproximativă de 1,75 m, 1,80 m, greutate 70-75 de kg, păr blond, tun scurt și constituție atletică. La 8 aprilie, Nicoleta Ioana German, o copilă de 14 ani din satul Capul Codrului, comuna Păltinoasa, a dispărut de la domiciliu. La data dispariției, fata era îmbrăcată cu o bluză subțire de culoare negru cu roșu, cu pantaloni tip blug de culoare albastru deschis cu modele florale, iar în picioare purta tenis de culoare alb cu albastru. Adolescenta are 1,40 m înălțime, ten măsliniu, părul șaten până la nivelul umerilor, ochii căprui și nu prezintă semne vizibile particulare. Un al patrulea caz de dispariție cu care se confruntă poliția în aceste zile este al unei tinere de 16 ani din satul Humoreni, comuna Comănești. Ionela Daniela Munga Pâțu a plecat voluntar de la domiciliul părinților pe 9 aprilie la ora 21 și nu s-a mai întors. Fata are înălțimea de 1,65 m, ten măsliniu, păr brunet, constituție atletică. La data dispariției purta o rochie de culoare maro, iar pe cap un batic de culoare albă cu motive florale. În cazul în care cineva deține date cu privire la oricare dintre persoanele în cauză, este rugat să apeleze poliția prin 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.